Incident cutremurător la maternitatea din Drobeta Turnu Severin. Un nou născut pare să fi fost tăiat în zona capului, chiar de către medicul ginecolog care s-a ocupat de aducerea micuțului pe lume în timpul operației de cezariană. Nimeni nu știe nimic și nu există vinovați, cel puțin potrivit personalului din maternitate. Un nou născut a fost tăiat cu bisturiul în zona capului, accidental, în timpul procedurii operației de cezariană la maternitatea din Drobeta Turnu Severin. Mama copilului a observat leziunea a doua zi și dorește să depună plângere penală și să facă o sesizare la Colegiul Medicilor. Spitalul demarează anchetă pentru a descoperi ce s-a întâmplat de fapt. Am născut duminică dimineața la 9, iar luni, când am mers să-mi văd copilul, la ora 3, copilul meu era zgâriat, tăiat cu bisturiu în cap. Am întrebat ce s-a întâmplat. Doamnele de la copil au spus că ele nu știu nimic, să întreb ginecologul. Am întrebat ginecologul, ele au spus că n-au văzut nimic atunci când l-au scos pe copil și mi-au spus că posibil, din greșeală, să fie atins cu bisturiu sau cu stensilele, sunt foarte ascuțite. Copilul meu era zgâriat, tăiat cu bisturiul în cap. Am întrebat ce s-a întâmplat. Doamnele de la copii au spus că ele nu știu nimic, să întreb ginecologul. Am întrebat ginecologul, au spus că nu au văzut nimic în neregulă când l-au scos, a declarat terifiată mama fetiței. Câteva ore mai târziu, părinții au primit o vagă explicație pentru cele întâmplate. Mi-au spus că, posibil, din greșeală, să fie atins cu bisturiul sau cu stensilele, care sunt foarte ascuțite. Acolo copilul la cap. Tatăl copilului e de părere că medicii, dar și personalul din spital, încearcă să mușamalizeze fapta acestuia nefiindu-i permis să își vadă copilul până la momentul externării. Dânsii îmi spun că este o mică tăietură. Au dat cu câteva soluții să ascundă rana fetii. Familia este îngrijorată pentru starea de sănătate a bebelușului și se teme ca pe viitor să nu apară repercusiuni. Părinții copilei doresc să-i se facă investigații pentru a afla gravitatea rănii. Incidentul de la maternitate poate fi încadrat într-o situație de tip malpraxis, drept pentru care se va desfășura o anchetă amănunțită. Mama și copilul au fost externați și așteaptă explicații oficiale, în speranța că li se va face dreptate.